Numai bine, prieteni, zi minunată, zi cu lumină și bucurie în suflet, lângă o minune, iubesc atât de mult mini kiwi. Mini kiwi, o plantă care poate să fie adaptată la condițiile climaterice chiar dificile din România, cu rezistență destul de mare, a început să înflorească. Aici suntem lângă niște exemplare autopolenizante, cel puțin acestea, vreo trei exemplare pline de floare, este Isai, un mini kiwi care e foarte roditor și autopolenizant, deci nu are nevoie de o plantă mascul care să polenizeze. Explozie de flori, încep să înflorească. Priviți și aici ce frumusețe, U, ce frumoase flori. Unele au înflorit, unele urmează să înflorească. Foarte, foarte frumos dacă vă uitați până jos. Până jos planta are, chiar să vă arăt ceva uimitor, a rămas, a scăpat un lăstar net de jos, jos de tot, priviți, urmează să facă câțiva, câteva fructișoare și jos, priviți de jos în sus ce este. O frumusețe, o frumusețe, uitați, o bogăție de flori, un gust extraordinar, mini kiwi, mai aromat, mai dulce decât kiwi obișnuit pe care îl cumpărăm din comerț. De vreo 2 ani de zile ne înfruptăm cu bucurie. Îi trebuie o structură, trebuie tăiat primăvara ca și aproape ca și vița, nu sunt foarte mari deosebiri și mai trebuie tăiat în verde pentru că are poftă să se întindă cu lăstar lacom puternici care trebuie tăiați pentru că mănâncă seva. lăsați lăstarii care cresc în lateral mai micuți, plin, plin de flori. Uitați! O, s -s. sunt niște scumpi. Am plantat foarte mulți, cred că vreo 25 de exemplare aproape de 30 de exemplare avem. Unii sunt mari, deja rodesc de 2 ani de zile, alții sunt în formare, poate anul ăsta plim un fructișor, dar la anul cu ajutorul lui Dumnezeu s-ar putea să fie pregătit să înceapă rodirea. Sunt soiuri diferite, voi interesați, unele soiuri sunt autofertile, deci puteți să plantați și un individ și rodește, altele soiuri au nevoie de plantă polenizator înainte de a vă apuca de treabă. Întrebați, cercetați puțin problema pentru ca să reușiți. Au nevoie de ceva gunoi de graj la rădăcină când îi plantați și apă, mai ales când este secetos, ei sunt iubitori de apă, nu rezistă la secetă mare dacă nu au au apă, mai ales că încep să rodească bogat. Adică ce se vede acum dacă Dumnezeu ține rodul pe fructișoarele pe ei vor trebui să fie încărcați de fructe micuțe dulci. Undeva pe la sfârșit de septembrie, început de octombrie, încep să se coacă și începe spectacolul delicios. Mâncați mini kiwi din grădina dumneavoastră. Multă, multă sănătate, Doamne ajută!